avem tot ce trebuie. Aer condiționat, ventilator, lumină, vecini pe fundal. Andruța îmbrăcată destul de decent. Deci sunt în jur de 40 de grade și e super cald. Și nu poți, n-ai cum să umbli ca și călugărițele pentru că e super cald. Mi-am găsit scuză. Acest vlog este dedicat unui simplu fapt. E că eu mă declar super șoferiță, sexy, cu acte în regulă. Am oficializat chestia asta că mi-am luat permisul. Am primit foarte multe mesaje cum că, bă, Andra, am văzut în vlogurile lui Bogdan, în story-urile tale că ai mai condus. Da, să știți că da, am mai condus pe străzi de astea unde nu prea umblă lumea, nu prea sunt mașini, ba chiar deloc. Pe dealuri, câmpuri, etc. Am încercat pentru că mulți dintre voi, nu știu dacă recunoașteți sau nu, dar cred că majoritatea înainte de a vă lua permisul, ați mai condus și voi legal. Ce să zic, sunt foarte fericită că l-am luat, nu mai vreau să dau detalii. M-am descurcat foarte bine, sunt mândră de mine. Acum, eu cred că de acum înainte să încep să învăț să conduc. Deci o să fiu un pericol, cred că, pe stradă. Da. Și imediat o să vedeți, pentru că sunt aici prezentă cu prietena mea, Cristina, și am zis că astăzi o să o scot la o plimbare, așa, ca între fete. Deci ajutor! Dacă nu pun o story până de seară, știi. Doamne ferește! Nu, chiar sunt foarte atentă, semnalizez și dacă, nu știu, chiar dacă trebuie și dacă nu trebuie. Și dacă trebuie să fac o curbă și știu că doar acolo pot să iau în direcția aia, eu pun, semnalizez la stânga, gata, fac. Adică eu sunt aia. Maică imediat mi-au permisul pentru că merg prea încet. Acum cred că e la început până mai prin curaj și sper să fiu atentă și să nu murați cine știe, să fiți răi de gură pentru că chiar mi-am dorit mult. Și Doamne ferește și să mă ajute să fiu atentă și să nu se întâmple vreodată ceva prin trafic și cred că chestia asta o doresc tuturor, nu doar mie. Aseară am ieșit, m-am distrat cu prietenele și între timp, bineînțeles că am și postat, că mă distrez pentru că mi-am dorit de mult să-mi iau acest permis. Mi-am luat sala înainte să intru în Casa Puterea Dragostei și mai trebuia să stau o lună, două ca să-mi iau și orașul, doar că, bă, am intrat în casă, după aia am mutat la București și ziceam că am postat pe Instagram, că mă distram, că dansam, că etc. Și credeți-mă că am primit tot felul de mesaje, cum că de-aia eu nu am o relație, cum că de-aia eu nu o să am niciodată un iubit. Pentru că mă distrez după ce în sfârșit mi-am luat și eu permisul ăsta și mi-am permis și eu să ies cu fetele, să mai stau stres în casă și să mă învăț și să, da? Mi-am permis și eu să ies, să mă distrez și gata. Dacă te-ai distrat și ai dansat și ești o depravată, nu te vrea nimeni, ești, da? E ok. Gata. Închid vlogul și mai departe o să continui mai imediat. O să vedeți ce se întâmplă astăzi. Ieri toată noaptea la club, cred că am zis de vreo 1000 de ori. Știți că mi-a luat permisul? Mi-a luat permisul. Mi-a luat permisul și trebuie să fac o piesă de asta. Mi-a luat permisul. Mi-a luat permisul. Cum să te faci remarcată pe stradă? Ok. Îți iei mașina decapotabilă, okay. Te îmbraci bine, îți iei o prietenă la fel de bună, de bună, la inimă, la inimă, sufletistă. Și ce să faci? Îl pui pe sandu ciorbă la Maxim, da? Maxim, da, Maxim, Maxim. S-a întâmplat la neauzea. Da, na, 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 pa, 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 apăsa și cu căldură. Așa faci, fraților, mai ții și ochelari, bineînțeles. Da. Mai trebuie să-mi pun și o eșarfă pe cap, să-mi zboare eșarfa. Bună, bună, bună. Ce ai mă de trimis așa? Mai cu nevasta în spatele tău. Și acum ce facem? Și acum? Jucăm. Mai avem 9 km și ajungem la Portofino. Soare, Cristian, tu ce e frumos. Noapte, cină, după asta mergem la cină. Da, azi Andra este... Deci, eu sunt foame, atât am condus, mi este foame. Ia, întoarce aici, că aici o să fie frumos. Când Dumnezeu se odihnește, El pictează. Și asta e pictura Lui. Citeam, Andra, vă?
Baby. Da, iubire. Îmi vine să te cer de soție. Da? În locul ăsta așa de frumos. Da. Uu, ce romantic. Deci am făcut în jur de vreo oră până aici. Oră, bine, că am mers și cu 50 la oră, 40 la oră. Am greșit strada de multe ore. Am mai și greșit o stradă și ne-am întors înapoi. Deci... am luat-o cu comod. Da. Eu nu pot să cred că ne-am pierdut. Deci ne-am pierdut. Cu două navigatoare, aici unul. Al meu s-a stins. Telefonul ei s-a stins. Și telefonul meu mai are și el 5% și ne-am pierdut. Deci credeți-ne că de 3 ore încercăm să ajungem la Genova. Și acum nici nu știu ce să facem, pentru că aici abia, aici zice că suntem în, nici nu știu unde zice că suntem, că am încercat de 3 ore să mergem pe navigator. Nu mai când zice că suntem mai ajunse. Deci am ajuns. Am ajuns. Ce e aici, măi? Doamne, ferește-mă. Gata, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns acasă. Doamne, ce seară. Băi, ce seară minunată, mai spune Cristina odată. Da, am ajuns acasă și suntem sănătoase. De ce ne-am pierdut? Ne-am plimbat. Bă, cât e ceasul? Ia arată pe telefonul tău cât e ceasul, să știți la ce oră am ajuns acasă. Acum, o jumătate de oră. Deci la ora 4 am ajuns acasă. Ne-am plimbat, voi fraților. Nu știu, am făcut o grămadă de kilometri. Am condus, astăzi toată ziua am condus, am... gata. Sunt expertă. Suntem întregi. Sunt pregătită de Formula 1. Nu? A treia. Formula a treia. Vă pup. Și... uitați. Dar trebuie să iei mâna, să văd dacă lumea, să lăse lumea în comentarii dacă o căscat și ei ninge să uita la tine. Și gen, stai să casc, e imposibil să nu caști. Când te uiți la altul care cască, da. Da. La ciomnic. Mene la ciomnic. Adia, mama. Mamă, cât e de muțuită. Sunt și foarte stresată pentru că mâine dimineață plec într-o nouă aventură de lungă durată. Bagă mâna în gură cum îți fac eu ție când vorbești. Și, păi, sunt și bagajele. Bine, mâine, la cât ne trezim să facem bagajele? La 9-8. Deci, pe la 8 ne trezim să facem bagajele. Let's go. Suntem foarte obosite, fraților. Foarte obosite, dar e bine că suntem sănătoase, tinere, profităm de orice moment, ne distrăm la maxim, așa să faceți și voi, pentru că viața e foarte scurtă, timpul e cel mai important, banii, cum vin, așa să și duc, să nu-i puneți niciodată și de primul loc. Și cum a fost asta? De final, fiți singure toată viața. Ea suferă, nu știu. Da. Și... spuneam de valize, că am nebunit pe aici, pe jos le-am pregătit încet, dar asta e, nu știu, un sfert. Sper să mă ajute domnișoara să la valize, să care pe la Milano. Da. Și de acolo o să mai filmez un alt vlog, dar până o să vă spun eu exact unde mă duc, vreau să lăsați toți în comentarii unde credeți voi că o să mă duc. O fac intenționat. Și să văd dacă ghiciți. Cine ghicește, îi dau love. Îi dau love la comentarii. Wow, love și nimioare. Ce vreau să mă duc? Să vând cerețelele ei. Ca să mă fac Mi-a zis că dacă vreau să-mi suflu nasul în cervețelul ei, că mai încolo o să-l vândă. Și am zis, ok, fine. Dăm cervețelul. Azi îți ceamă cu 4 ani. Da, știu da. Cum ziceai. Da. Bă, o să-mi fie dor de tine. Nu mai vreau să dau din casă, că nu vreau să-și dea seama unde plec, cât stau. E cam pe lungă durată și vreau să lăsați comentarii. Unde credeți că o să plec? Ba, 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 ba. Where? În copaci. Pum, în copaci. Du-te, copaci. Du-te, du-te, copaci. Du-te. Vă pupăm, vă iubim pe toți și Cristina vă iubește, chiar dacă ea n-are atât de mult fani, susținători. Da. Dar cu ce a meu e și a ei, așa că dacă
Și că, fată, dacă eu am susținător, și tu ai susținător. Noapte bună. Ne vedem la următorul vlog.